este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți, spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou, în împărăția Tatălui meu. Amin. Frații mei, ne aducem aminte că trupul Domnului Iisus Hristos a fost frânt și a fost zdrobit pentru păcatele noastre. Aș dori să venim cu rugăciune înaintea Domnului și să-L rugăm pe Dumnezeu să binecuvânteze pâinea aceasta. Și în această rugăciune cu voce tare, fratele din Ipotești ne va conduce.